Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Bine v-am găsit la un nou episod de Vorbă cu Experții. Discutăm în aceste momente despre campania Asm Controlat. Este o campanie de informare cu privire la astmul ușor și moderat și impactul asupra pacienților. O campanie care se desfășoară cu susținerea Societății Române de Pneumologie. Campania Asm Controlat pune la dispoziția pacienților și o platformă de informare. Este vorba despre astmcontrolat.ro, ca parte integrantă din campania națională de informare și educare Respir. Viața cu astm.ro și acolo găsiți foarte multe informații despre această campanie. Îmi face plăcere să o salut pe doamna dr. Ruxandra Râșnoveanu, conferențiar la disciplina medicină paliativă a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca, medic primar pneumolog la Spitalul Leon Danielo din Cluj-Napoca. Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua și mă bucur să revăd formatul emisiunii și vă salut pe noastră și pe toți auditorii dumneavoastră. Tema discuției noastre de astăzi este despre cum putem duce o viață normală, dacă avem astm, și despre adaptarea stilului de viață pentru evitarea cât mai multor probleme ce pot apărea. Și în primul rând aș dori să vă întreb cum putem reduce exacerbările astmului. Eu cred că mi-aș permite să reformulez un pic răspunsul și să nu fie doar o întrebare, să fie chiar un motor după care să ne ghidăm managementul astmaticului. Astmul poate să fie controlat, iar astmaticul poate să aibă o viață normală, deci fără să simtă această povară a bolii, pentru că e o boală care implică societatea la niveluri diferite și implică individul la fel din mai multe dimensiuni ca și impact. Iar aceste exacerbări care, asupra cărora vreți să zăbovim un pic, de fapt sunt ceva extrem de dificil de definit din perspectiva pacientului. Deci sunt practic acutizări, dacă vreți, da, astea ar fi exacerbările ale bolii, ale simptomelor în principal, dar de multe ori ele sunt, mai ales când vorbim de un astm ușor, sunt nerecunoscute, dar nu numai la astmatic ușor, sunt nerecunoscute variabilitatea aceasta a simptomelor care este tipică pe undeva astmaticului, când trece dincolo, da, de ceva care, hai să zicem între ghilimele, că ar fi normal, se poate eticheta ca și acutizare, ca și exacerbare. Și de ce este atât de important ca omul să înțeleagă de fapt ce înseamnă acest exacerbări, la ce trebuie el să se aștepte, pentru că fiecare pacient este diferit, fiecare resimte, pentru că ceea ce vorbim de simptome sunt de fapt niște percepții individuale. Deci fiecare simte diferit și, într-adevăr, chiar dacă este același astmatic, el poate să prezinte acutizări sub o aură diferită. Și atunci cred că terminologia și a explica pacientului atunci când ai pus diagnosticul de astm, la ce se poate aștepta sub forma la această acutizare, de să o recunoască, și ce are de făcut în funcție de, mă rog, gravitatea ei, care și acolo trebuie să vedem, nume, cât este de sever, am nevoie doar să-mi gestionez singur acasă, aceasta pot, asta oare să fac, trebuie să mă adresez medicului de familie sau e nevoie să mă duc la medicul specialist. De multe ori însă, și eu cred că colegii mei medici sunt în asentimentul meu, ajung astmaticii, din păcate, să se adreseze mai repede urgenței decât să respecte anumiți pași, anumite recomandări care să-i facă să gestioneze lucrurile mult mai confortabil, da, într-un cabinet medical, să zic, maxim, decât să te prezinți la camera de gard. Și aici aș vrea să ajungem la următoarea întrebare pe care aș dori să o adresez. Ce trebuie să facem dacă suferim de astm și ce trebuie evitat? Astm, într-adevăr, e o boală capricioasă în care factorii de risc ai unei, să zic, acutizări, triggerii, da, acele circumstanțe care pot să agraveze și să conducă până la urmă la exacerbare pot să fie extrem de diferiți. Și pe de o parte, de multe ori poate nici nu sunt încă identificați de către pacient.
E adevărat, dacă se știe că e un pacient din copilărie care era cu tot felul de alergii și aici părinții de multe ori sunt cei care pot să vină și să-ți spună, da, când era copil era alergic, acum sigur nu mai e. Terenul acela atopic și expunerea la diverse alergeni, pe unii poate îi cunoști, alții însă s-ar putea să nu fi identificat încă, iar acum, nota bene, în zilele noastre putem face o identificare mult mai complexă a alergenilor și aceștia ar putea, să zicem, să fie evitați atunci, evident, când sunt recunoscuți. Și aici intră, evident, și poate chiar alergeni alimentari. Fumul de țigară, da? La fel. Sunt acei asmatici care nu suportă fumul, dar sunt și asmaticii fumători. Deci fumul de țigară care poate să fie, e un obicei până la un factor de risc, care poate să fie reversibil. Deci noi putem încuraja un asmatic fumător să se lase de fumat chiar dacă el se simte bine, întrucât este un spirit iritativ și un asmatic ce nu știe asmaticul fumător, că tratamentul atunci când îl ia inhalator își face efectul mult mai greu, iar atunci când face o acutizare, el va suferi mai mult, îi ia mai mult timp ca să își revină, să zic așa, dacă n-ar fi fost, de exemplu, fumător. Apoi sunt expunerile de mediu, care și acelea am putea să încercăm să le evităm, mai ales că acum ți se dau nivelurile de poluare, deja vorbim de poluarea exterioară, și sunt într-adevăr și ajungem și noi să ne aliniem încet, încet ca și țară, țări unde sunt anunțați nivele de poluare și recomandat ca atunci asmaticii și cei care au probleme respiratorii obstructive să poate să nu părăsească casa în acele zile. Cred că am uitat poate virozele de care poate nu întotdeauna putem să ne ferim, însă nota bene, perioada aceasta de COVID, care n-a adus, să zic, nimica bun, practic, însă ne-a învățat să fim mai prudenți și mai protectivi, iar purtarea măștii de protecție, mai ales când intră în colectivități, da, care sunt închise, poate să ajute un pic la această transmitere a infecției. De ce? Pentru că asmaticii, și asta se poate întreba și recunoaște, chiar și un care, să zicem, nu e cu diagnostic, în momentul în care el se torăcește, da? Și poate din casă, da? Și ceilalți erau răciți, dar lui tusea îi trece mai greu față de ceilalți din casă, nu numai 5-7 zile, poate mai șuieră și pieptul de multe ori și lucrul ăsta tot rămâne, de câte ori se răcește, să-i dea de gândit că are o hiperreactivitate bronșică și poate chiar este de fapt un nas bronșic ascuns. Deci, cu alte cuvinte, protecția, dacă se poate împotriva la transmiterea aceasta virală, cele mai multe infecții respiratorii sunt virale, da? Poate să fie asigurată. Iar obezitatea, dacă este posibil ca și stil de viață, da? Ușor de spus, da, nu e ușor, e greu într-adevăr de făcut, dar în conducerea treptată, nu ai un target de pe o lună pe alta, da? Oarecum treptat să reușești prin stilul tău de viață și să scazi din kilograme, să ai o activitate fizică regulată, e voie să fac asma, chiar să recomandă. De exemplu, notul este clar recomandat asmaticului. Poate aș spune eu atenționare în piscină unde se fac dezinfecțiile și acolo s-ar putea să vadă să nu resimtă oarecum că-l deranjează la respirație. Dar încurajarea la dieta. Nu există particularități foarte mari la asmatic față de ceea ce e în populația generală. Cam ăsta ar fi mesajul, dar o atenționare aparte la anumit trigger, dacă v-ar spune și că supărarea, dar și veselia, deci emoțiile pozitive pot să fie un trigger și să declanșeze o criză de astăzi, spui clar, viața e nedreaptă pentru un asmatic. Și atunci, ce poți evita e bine de a face și ceea ce ține evident de tine și mai e încă un lucru, este tratamentul. Tratamentul care s-au schimbat, da, ghidurile, s-a schimbat oarecum și abordarea persoanei asmatice, cred că plecând și de la ce se întâmplă în viața de zi cu zi, da? Sunt aceste studii real life care îți arată de fapt asmaticul când este bine controlat, pentru că
Eu de multe ori au câteva perioade, să zic, poate, sau zile mai grele și în rest ei se simt bine. Da? Asta e și variabilitatea bolii. Totuși, să nu cadă într-o capcană că boala s-a vindecat, pentru că, din păcate, da, nu e ușor de digerat, de suportat, nu e o boală cronică, mai ales dacă ai un diagnostic pus la adolescență, da? Sau chiar deci la un adult tânăr. Este însă o boală care, inflamația fiind cronică, ea poate să fie controlată și atunci trebuie oferit un tratament acolo unde este cazul, de fond, și în principal aici este schimbarea ghidurilor, da? Să se ofere chiar și atunci când vorbim de un nas, să zic, ușor, da? Sau un azm intermitent, tratamentul atunci când trebuie oferit trebuie să conțină antiinflamator. Ăsta este trendul, să plece din tratament, ca să zic așa, bronhodilatatorul cu acțiune de scurtă durată, pentru că, așa cum îi spune și numele, el durează undeva la 4-6 ore, el cupează senzația că respir mai bine, dar de fapt nu oferă antiinflamatorul care acolo, ăsta e mecanismul. E o inflamație care din când în când crește, da? Deci se potențiază pe fondul ăla cronic. Și atunci, de câte ori ai nevoie să-i dai un tratament, repet, atunci când se poate da tratament și la nevoie, iar e o schimbare. Pe vremuri era obligatoriu, certai pacientul, nu ți-ai luat cum trebuie. Rămân lucrurile astea, dar acolo unde pacientul are o formă, să zic, persistentă de boală. În momentul în care este bine controlat, și aici nu e destul să spună el mi-e bine, trebuie venit cu anumite instrumente, să zic așa, în care să certificăm binele ăla. În principal sunt simptomele care le evaluăm prin chestionare și, bineînțeles, o spirometrie. Și în momentul în care pacientul răspunde, da, dă un răspuns, să zic, cuantificabil că azmul este bine controlat, spirometria arată că sunt valori bune, de comun acord se poate să se scadă tratamentul sau să se hotărască să se ia doar la nevoie, iar atunci e bine de a-i oferi un medicament, un tratament care să conțină corticosteroid inhalator alături, dacă e cazul, de ce? De acel broncodilatator cu acțiune nu mai e de scurtă durată, aici este de lungă durată, adică de 12 ore și aici substanța activă este formoterol. Doamna doctor Râșnoveanu, pentru că ați pomenit de aceste inhalatoare, aș dori să vă întreb care este diferența între inhalatoarele cu durată scurtă și lungă de acțiune și când sunt indicate fiecare? Pe o parte, cred că am și răspuns pe undeva. Când este scurtă acțiunea, bineînțeles că vorbim aici de o farmacocinetică, da, medica substanție activă, în general cam 4-6 ore este scurta durată, iar și intră în acțiune într-adevăr repede, nu 3 minute, iar posibilitatea de a intra foarte repede în acțiune, dar să țină 12 ore, o are formoterolul. De aceea, ori de câte ori vrei să faci o alegere, e bine să dai corticosteroid alături. Sunt produse doi într-un, da? Și conținând formoterolul, pacientul are repede senzația că e mai bine, cum făcea salbutamolul, că practic asta știe lumea de salbutamol. E bine, am varianta, să zic, care intră la fel de repede în acțiune, dar ține 12 ore și vine cu ce? Un ajutor de absolut esențial, și anume cu un antiinflamator, și asta diferă de la produse la produse. Mai sunt și variantele mai nou apărute pe piață, oarecum de ultra lungă acțiune și care poate să dureze o inhalație și 24 de ore. Și atunci pacientul se ia doar o dată pe zi. Dar, repet, astea sunt, să zic, când mergem spre variantele de azm, formele nu neapărat ușoare. Cumva trebuie evitat și excesul în folosirea acestor inhalatoare. Excesul se pune problema la broncodilatatoarele de scurtă durată, din care salbutamolul face parte, pentru că ele, tendința, într-adevăr, e de înțeles că pacientul nu se simte bine. El are o disnee care nu se liniștește și atunci are tendința să mai tot dea. Problema e că acel exces, în primul rând, afectează inima și apar niște tulburări circulatorii, apar niște tulburări de ritm, da? Și atunci nu faci niciun bine, din contră, îți faci mai mult rău. Și
să zic așa, poate de ținut minte că unul dintre elementele că este un factor de risc și care trebuie un pic monitorizat în cazul în care pacientul rămâne, da, să folosească salbutamol, atenție, un flacon, 200 de doze mai mult consumat pe lună, e un factor de risc pentru mortalitate. Deci vorbim chiar și de mortalitate, mai ales de ce? Că nu se conduce tratamentul cum trebuie, pacienții nu iau corect și poate uneori nici noi ca și medici nu știm să le explicăm beneficiile și riscurile dacă nu iau ceea ce trebuie acasă. Pentru că la cabinet toată lumea e de acord, dar nu prea există, să zic, polemici. Dar ceea ce pacientul poate rămâne, nu înțelege importanța lucrurilor și nu i s-a prezentat, poate într-o manieră pe înțelesul lui, acestea țin de comunicare și e bine să fie făcute de ori de câte ori pacientul vine chiar și la un control când se simte bine. Sunt de multe ori vin, mă simt, își supraevoluează boala. Și asta e iar o capcană azmatică. Așadar, din ce a spus dumneavoastră, înțeleg că chiar dacă sunt momente în care te simți bine, tratamentul pentru astm trebuie administrat cumva în fiecare zi. Eu aș spune altfel. Chiar dacă te simți bine, binele ăla trebuie verificat. Binele trebuie verificat în sensul de a cuantifica și îi spune pacientului, știi ce spunem noi când este bine? Tu să ai grijă, să nu te trezești noaptea din cauza astmului de mai mult de, da, zic, două ori pe săptămână. Să-ți duci activitățile de zi cu zi fără să fie limitate, da? Să n-ai nevoie de medicație în plus de fond mai mult și să țină minte în fiecare zi că apare o variabilitate care depășește normalul, nu mai e bine. Și mesajul ar fi un astmatic, chiar dacă el dă un checklist, zice, domnule, toate mi-s bine, să facă un control la maxim 6 luni de zile, să nu las un an la medicul specialist. Da? Iar medicul de familie este prima verigă și el rămâne întotdeauna lângă noi. Deci suntem împreună, alături și când ar veni centrat pe pacient și pe familia lui, să înțeleagă importanța ca aș face o monitorizare periodică a bolii, iar acolo unde poți să iei doar la nevoie sau trebuie să iei o doză mică zilnică, acel lucru trebuie făcut de comun acord cu pacientul și explicat de ce uneori poți să nu iau și să-mi fie de fapt bine. S-ar putea să-ți fie realmente bine, da? Pentru că asta e, boala e variabilă, dar s-ar putea să te și păcălești și la un moment dat să ajungă să facă o acutizare, o agravare a bolii în câteva zile de la o simplă viroză, să ajungă cu insuficiență respiratorie chiar acută în camera de gară. Deci ca și o concluzie, doamna doctor, astmul deocamdată nu poate fi vindecat, însă poate fi ținut sub control dacă pacientul respectă, să spun așa, cu strictețe tratamentul. Cu strictețe și cu o bună colaborare și menținerea ei cu medicul specialist. Da? Că suntem pneumologi, că suntem alergologi, suntem mai mulți medici de medicină internă, mai mulți tratăm astmul, dacă e până acolo, și e bine, într-adevăr, să-și aleagă medicul cu care vrea și se simte confortabil să revină, dar să nu lase numai după ureche să-și facă singur tratamentul, pentru că s-ar putea să fie în detrimentul sănătății lui, chiar și pe termen scurt, dar și lung. De vorbă cu experții, astăzi o întâlnire cu doamna dr. Ruxandra Râjnoveanu. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit și de-abia aștept următoarea noastră întâlnire. Următoarea provocare. Mulțumesc și eu și o săptămână frumoasă și multă sănătate tuturor. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.